Greșeala Republicii Moldova este și în continuare persistentă. Persistă pe faptul că ea refuză să declare juridic teritoriul respectiv ca teritoriu ocupat. Pentru că dovezi sunt sumedene și există și hotărâri ale curții de la Strasburg în privința asta. Iar din termenul ăsta, din, din statutul ăsta de, de regiune ocupată, noi putem ține sub control și viitoarele alegeri care se vor face în Republica Moldova, fiindcă se va dori, unii vor face sigur că lobby să participe toți la alegeri, să vină toți, că suntem o țară democratică, așa cum Respectiva greșeală a fost făcută la început încă, atunci când era clar că bine Rusia cu armata peste noi, iar la Chișinău se desfăceau brațe și se întindeau flori armate de ocupație. Statutul de regiune ocupată are un statut internațional care trebuie respectat și din care Republica Moldova poate gestiona această stare că tot ce se vrea acum pe 28 la Tiraspol, eu cred că nu este o fabulație, este o măsură activă a serviciilor de la Moscova, care se duce în, în partea asta a Europei, pentru că să obțină în un, sub încordare, este o formă de escaladare războiului din Ucraina, este ca să dea un semnal celor de la Comrat, oameni buni, sunteți pe calea cea dreaptă, cu șor împreună, faceți ce aveți de făcut acolo, fiindcă Chișinău este slab, încă sistemul vechi, încă lucrează și poate că există speranță să revenim noi prin Odessa, să facem unificarea cu Transnistria și să rezolvăm problema.